Exact. Da. Salut, eu sunt Micu și așa cum v-am promis, astăzi vom bea absinte. Cum bem absinte? Foarte multe persoane au rămas impresionat, nu știu să bea absinte. De ce? Habar nu am. Este o băutură foarte veche, o băutură foarte clasică, o băutură puțin mai specială. Nu, la noi, așa la România, ne place să adunăm direct în pahar, să nu stăm să pregătim nimic și să bem. Dar absintele se bea puțin mai diferit. Am aici un absinte, eu l-am numit trei fețe, că arată cam ciudat, sunt trei fețe aici, nu? Da, cam așa arată sticla. Și o să încerc să vă spun cum să îl beți mai exact. Se bea foarte ușor. Bun, eu presupun că nu aveți așa linguriță de absinte care se pune special pe un pahar și o să vedeți și de ce, dar eu vă recomand să folosiți o furculiță pentru că sunteți acasă, luați o băutură de absinte, o găsiți o sticlă de absinte, o găsiți în Carrefour, o găsiți la un supermarket, nu mai contează, Mega Image sau alte chestii și puteți să o puneți pe un pahar, așa, ea nu va sta. Nu va sta ca această linguriță. Atunci puteți să folosiți două pahare și pe aceea să puntați și tot așa o să puneți la pahare și o să beți o grămadă. Ce se întâmplă? Pentru absintele acesta se folosește niște cuburi de zahăr. Eu am găsit acest cub de zahăr ca să-l la mărgărit de zahăr cubic, alb, și eu cred că asta nu se topește foarte bine. Și nu l-aș recomanda pe asta. Am găsit unul care este pentru cafea. Și altul cam așa. Și eu cred că acest zahăr cubic alb pentru espresso se va topi mult mai repede decât celălalt. Și o să-l încerc pe acesta. Bine. Acum voi puteți să încercați orice cub de zahăr vreți. Absintele se bea cu un cub de zahăr. Deci, ce se întâmplă? Se ia un cub de zahăr. Haideți să luăm cubul de zahăr. Eu am mai spus în unele dintre episoadele mele, se folosește mereu o pensetă. Se ia un cub de zahăr și se pune pe acest suport sau pe această linie. Eu o să pun și pe furculiță. Vedeți că stă? Deci puteți să folosiți o furculiță oarecare și atunci nu mai contează, nu mai va trebui această lingură specială. Și ce se va întâmpla acum va fi foarte dubios. Eu m-am luat aici un instinctor, mi-am luat vreo 2-3 sticle de apă, am zis că nu știu ce se va întâmpla, va fi foarte dubios. Pe acesta va fi puțin mai special. O să-l fac la puțin mai târziu. O să-l folosesc pe acesta acum. Și ceea ce se va întâmpla este în felul următor. Se ia absinte. Mamă, deci miroase teribil. Asta este un absinte la 55 de focuri. Adică e grav. O să pun în jur de... Bine, eu aici am vreo 3-4 măsuri, v-am mai explicat de unde am cumpărat acesta. O să pun undeva la 40 de mililitri de absinte. Peste acest zahăr. Acum ce se întâmplă? Ca să bea absintele, va trebui să torni o apă și toată lumea are o apă, da? O desfaci, după care o reglezi, să curgă așa, ca un fel de pic, pic, pic. Știi? Deasupra zahărului. Eu sper să se topească. Uite, îl folosesc așa, pic, ia. Mai mult. Cam așa. Hai. Hai mă. Eu sper să se topească acest cub de zahăr. Repede, undeva, cam așa. Cam, hai că îl dau mai de sus. Deci, vedeți? Deci să picure apa peste acest cub de zahăr până se
Tupește ușor, 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 s-a cam topit tot. Așa cum spuneam, aceste cuburi de zahăr se topesc mai repede decât celelalte. Le puteți folosi. Deci deja nu mai e nimic în acest cub de zahăr și în timpul în care s-a topit acest cub de zahăr, cam atâta va trebui să puneți apă. Eu am pus puțin mai mult, că mi-e frică de acest 50 de focuri. Se mestecă așa puțin și cam acesta este absintele. Așa se bea absintele. L-am folosit odată cu o furculiță, așa cum am spus. Se utilizează un instrument de casă. Haideți să vedem cum arată. Haideți să vedem cum. Ah, deci are un miros foarte înțepător. Eu am băut de vreo 3 ori în viață absinte și am fost super praf. Exact cum spuneam și înainte, depinde ce îți prepară băutura. Dacă ai băut o băutură sau ai mâncat o mâncare și nu ți-a plăcut, depinde cum ți-a preparat-o. Deci este super bun, este super bun, ai un gust extraordinar. Dacă tu o prepari tu și o faci tu, exact cum îți place, este chiar extraordinar. Ah, deci este super, super, super good. Hai, credeți că o să încerc să apropii puțin, să vedeți cam cum arată. Pentru că n-am cameramani ca alții. Deci așa arată. Bun. Este foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Da, deci acestea sunt trei fețe. Bun. Asta e dacă nimeresc înapoi unde am pus eu camera. Înainte, cam așa. Ups, 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 ok. Acum e pe leu. Deci, hai să mai iau un puțin curaj. Mamă, deci asta este super bun, ați uitat asta. Nu mă așteptam să fie așa de bun. Nu mă așteptam să fie așa de bun. Haideți să vedeți al doilea exemplu de a bea absint. Și acum, la al doilea exemplu de a bea absinte, nu o să mai folosesc doar 40 de mililitri, o să folosesc 50 de mililitri și o să vedeți și de ce. Pentru că o să iau din tăria lui. O să iau din tăria lui sub o formă mai ciudată, de asta mi-am luat și două instinctoare aici. Am sunat așa pompier, le-am explicat ce voi face în casă. Am pus peste zahăr, da? Ați văzut? Bun. Ce se va întâmpla acum? Păi, cel mai uzual, nu știu, de a aprinde ceva este cu un chibrit. Nu-mi place să folosesc acest inlighters cu gaz și cu alte chestii. Vreau să folosesc old fashion, nu? Old fashion. Ia să vedem. Se aprinde? S-a aprins, bun. S-a aprins. Nu știu dacă se vede. S-a aprins, s-a stins. Nu mai trebuie să se aprindă. Încă e aprins, încă e aprins. Încă e aprins. Încă e aprins, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă se vede. O să sting bec. Bun. Deci este aprins. Și așa aprins cum e, o să încercăm să-l aprindem și pe celălalt. Cam așa, cam așa. S-a aprins tot, da? Deci este aprins. Nu lăsăm prea mult aprins pentru că o să pierdem din tărie. Ce o să facem? Să amestecăm puțin, așa aprins. Cam atât. Bun. Și o să punem, așa cum spuneam, puțină apă. Se va stinge. Se mai mestecă puțin cu această lingură specială. Și a doua parte de absinte. Să vedem cum a ieșit. Aprindem pe chiar. Ok. Cam așa este a doua variantă de a avea absinte. Aceasta este a doua variantă de a avea absinte. Sau gust. Deci încă este cald. Mamă. Și are un gust. Are un miros. Pa.
Și asta este bună, dar încă este tare, deci asta este puțin mai tare. Asta este încă. Asta este puțin mai tare, deci asta este ceva mai tare, are un gust mai tare, are forță și l-am ars, așa cum ați văzut, a ars. Ok, să vă arăt cam cum arată diferența dintre cam așa arată diferența dintre ele. Se vede că unul este puțin mai concentrat, celălalt este puțin mai diluat. Bun. Dar eu cred că dacă să mai pun așa, s-a schimbat camera. Am uitat cum să fac cam așa. Cred că am făcut o nebunie aici, din tot ceea ce am făcut. Bun, și dacă nu-ți place absintele, și nu-ți place absintele, mie îmi place, deci chiar mi-a plăcut. Îmi place cum are un gust, îmi place cum este. Și dacă nu-ți place absintele, eu o să-l las aici și o să spun că poți să faci cel mai ieftin și cel mai rapid cocktail posibil pe care îl poți crea într-un mod surprinzător și foarte bun pentru invitații tăi. Se numește Aperol Spritz. Asta luăm un pahar repede. Când nu mai avem timp, suntem grăbiți, luăm apa de aici, că nu mai avem ce să facem noi cu apă, de o dreacă de apă. Băgăm niște gheață în un pahar. Asta începem puțin cu lucruri mai de la noi. Oh, este chiar foarte, foarte bun acest absinthe, vi-l recomand cu încredere. Dar haideți să facem ceva mai spectacular. Nu știu, dacă stau eu bine și mi-amintesc, cred că Aperol Spritz a fost creat prin 1950, iar el a fost făcut public prin anul, nu mai știu, cea cu 2000, ceva de genul ăsta, și a fost făcut public pentru că acești italieni au făcut nici mai știu dacă se numește aceasta. A făcut, când l-au făcut public la nivel mondial, pentru că a fost făcut, nu știu, o campanie de marketing foarte puternică, o campanie care s-a băgat multă publicitate în ceea ce au făcut și au vrut ei să scoată chestia asta, că au făcut italienii și că sunt ei italieni și l-a făcut public în 2000, dar a fost creat în 1950 și o să îl caut eu acum. Acest Aperol. Ok. Și așa arată Aperol. Ce înseamnă Aperol Spritz? Și scrie Aperol Spritz. Dar de fapt Aperol. Și ăsta a fost făcut în 1919 și este un, nu știu, are un gust de, este un digestiv care are un gust de portocală dulce amăruie, ceva de genul ăsta. Este foarte bun oricum. Ce se întâmplă? Niciodată nu puneți Aperol. Nu, mai întâi trebuie să-l punem, iar eu folosesc Angeli, o șampanie Angeli și punem puțin șampanie Angeli. Eu nu vreau să pun foarte mult, cam așa. Aș putea să pun Aperol. Aș putea chiar să pun Aperol, nu mai știu pe unde am pus eu șampania mea. De Aperol. Am două șampanii aici de Aperol. Dar cam așa ar trebui să puneți puțină șampanie. Cam așa n-am pus-o. Da, puțin Aperol. Eu folosesc acest pahar. Puteți să folosiți un pahar de vin. După ce să folosesc paharul de vin, că se numește Aperol Spritz. Și ca să fie treaba completă, că așa se numește la Aperol Spritz, se pune apă minerală, eu folosesc borse, ceva puțin apă minerală și cam ăsta este Aperol Spritz. Dar Aperol Spritz se mai pune o lămâie înăuntru, mie chiar nu-mi place cu lămâie ce gust îi dă, este puțin sofisticat,
Eu îl prefer așa, rece, puțină șampoanie, puțin Aperol, puțin apă minerală. Îmi cam ia gustul de absinte, îmi cam ia gustul de absinte, dar să știți că este spectaculos acest absinte. Totuși, dacă nu v-a plăcut absintele, puteți să încercați Aperol Spritz și o să fie totul super ok. Mulțumesc foarte mult, Aleplay, pentru susținere și tutoriale PC. CSGO, NFL, dau pe cap. Rob Roberto, toată lumea știe. Until my next video, stay cool. Asta la vina, asta la mea, ta ta na na.